Ciao, bella. Quelli è sempre gli altri. Quelli è! Ma che dice? Quelli è! Dar mă bucur că ai venit. Da, eu. O să dau ții bagajul. La rutieră, trebuie să ajung. A, și cu avionul ai venit? Nu, e tot cu rutieră, dar am venit cu altul rutier. Jigger! Vine mai coaș, măi! Jigger! Da, tată. Ce faci? Hai, vin coaș, mâncare, gata. Dar eu mă uitam, unde-s șlapii? Mi-ai luat șlapii și acum umblu de sculț prin o gradă. E tot normal și important să dai nu scași în chiroani. Gata mâncare, gata? Și la mâncăric? Păi la bărtic? Eu am mâncat deja. Asta... Tata, asta e pentru animale, nu? Dar nu pentru tine, măi, că-ți formă și când dai la animale, după asta la animalul... Ce chiar, crezi că astea hrănească și că trebuie să meriți aia, Mișa, măi? Nu, las, gata, o să mai facem glume. Asta da, doamna Gojana, nu, înțelegi? Tu duci și hrănești pe tăți? Bă, scoși, uite la ei. Dar vreau să te întreb așa, că mă uitam azi, mergi tot dimineață pe Tograd, și o tu când te uiți în o clientă la tine, tu râzi? Mai des râd când mă uiți la mă tale, dar când mă uit la mine, tot râd. Da? E o altă zi să mă bufnești râză, că te-o serios, pe chestii de ține, mă, te iubiși. Și veșinii ne-am să te prins cu tine, știi? Când ai fost noi trecut la noi și ideea mă întrebau, dar când vine iară? O să... Serios, când l-a dus doar la televizor și l-a dus la noi ca la fel. Și... Auzi, eu gata, ne-am de azi și eu bău cu tine. Azi poți să faci tot ce vrei tu. Da? Da. Hai că eu chiar am vrut să spun că eu am ceva de făcut și am vrut să te anunț. Azi program liber, tot faci vrei. Azi duci și m-am iau, leac, și cătrim întâi păretele și ala de acolo, îl cad după colț, și cătrim păretele, cărăm năsăpul din hodit scalp. Spala apa la vale, după asta duci asta rănești la purșel, rănești la vacă, duci tot cu noi așa, și după asta program liber faci și odihnim, asta tot ziua, tot ne odihnim. Dar păi spus că mai întâi fac ceea ce vreau eu și da, după asta... Dar mă încurcă Mișa, cu ordine și vei de zi, și tu vezi că îți dăm amani și mă încurc mai acolo încă și... Eu m-am plictisit de atâta lucru. În fiecare zi una și aceeași, mâncare la păsări, mâncare la animale, dar foc, duti, vino, o rutină, eu mă plictisesc deja, eu vreau diversitate, vreau... Dar ce diversitate? Dă-mi la animale și după asta da la păsări, nu da la păsări. Nu, înțelegi că e tot acolo, eu vreau la mare. Iată, vara asta n-am fost deloc la mare. Mă, tare fost la mare, nu ai fost, nici eu n-am fost. Ceva la iază e scală, e și mare, și nici mare, băi. Nu. Bagă ceoale acolo, mă, iază e murdar. Mai degrabă... Și murdare și poți fi murdar și unii murdării. Chiar dacă leacă acolo, mă rog, s-a întâmplat, e scaldat, e dat o leacă unii solidori, niște oleargă și nu spune pe ele și tot normal. Nu și... mă înțelegi. Ideea e că când te duci la mare schimbi o leacă anturajul, schimbi atmosfera, e alți oameni și acolo sunt diferite activități. Ce activități poți și? Nu iată cum acolo te duci, sari pe banană, înțelegi? Acolo... Plătești și sari pe banană așa. Caz jos, nu, te urci înapoi. Nu, 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 iată aleță. Și sunt activități interesante. Ți-ți place care... banană? Sau? Adică sari pe banană? Nu mi-i place sari pe banană. Și le plătești? Da. Și acolo, știi ce mi place? Că acolo cum se cheamă? Motociclete pe apă. Motociclete pe apă, care tot plătești și mergi pe apă. Adică tu dai bani? Da, de asta și spun că eu... Stai, auzi, aici mai detaliat, cu banana, fă, nu mă interesează. Dar motociclete cu apă, adică tu un fel de motociclete de apă, tu plătești asta, da? Da. Și faci bani. Da, dar ei fac bani. Iau acolo mai multe motociclete pe apă. Plătești bani, dar nu e vorba în bani, nu e vorba în banii ăștia, e vorba în ce că te duci, acolo e adrenalină. Tu zbori cu motocicleta. Adrenalina asta e ceva, vreo marcă de motocicl ceva adrenalina. Nu, adrenalina asta e în sânge, înțelegi? Și tu zbori cu motocicleta pe apă acolo 30 de km la oră de acolo, sare apa în față. Pe banană e fix așa, dar pe motocicleta e mai interesant. Nu, spui, băi, banană, băi, Mișa, băi. Hai, e căldărești să duci de la pășei și am să clăcicăm noi. Măi, băi, știi tu nea banane, fă. Și nu merge. Nu mai te dă și acolo. La iaz. La iaz te duci. Banană vrea el. Ți-ai dat mușeau un chiperi? Oi, așa trebuie să facă bălboși, trebuie să facă bălboșe. Ești, o, ce zi,
Ce te du... Tiri! Ce acolo? Ți-am făcut să... Cum și facă, dar puteți spune tu acolo că ăla iază de sa, la mare, vrei adrenalină, motocicl de apă, nu și acolo, ia că uite așa, motocicl de apă, op, pentru tine, fix ca la mare, fix așa, și mai ales că trebuie să-mi dai și bani, eu nu știu că acolo la mare, dar eu, la mine e 30 de euro, 10 minute. Tic. Nu, matale nu ești sănătă. Ei, da și uite așa, uite așa. Ți-am pus frumos, răcoritor, te-a suit, auzi, te-am suit în... Matale rămâi... Stau lec, tu! O, domnule, tăi, măi, tăleacă, eu și mă chinui și cu tine! Tu știi că te-am încărat eu apă din fântână! Ce-ți scălduri, vigoași? Ascultă, s-o iei și în... în nu! Așa, leacă, scol, mă, ce s-o iei și în calească, o pornim și să-i facem, leac, de reclamă prin sat. Mi-ai dat o idee foarte bună, mi-ai dat, anume motociclă de apă, pentru că lumea da și la, se duce la mare, plătește avion, plătește atel, plătește și așa și așa și mai dă și așa bani să-i îmbogățești. Oi, eu vreau ca banul să rămână în țară. Și de asta vreau, ia ca așa, te sui în motociclă, eu te primul prin sat, facem reclamă, ne ducem la raion, lumea să vadă și azi vrei după așa să asta, na. Înțelegi? Normal? Cum e business planul meu? Eu nu mă sui. Am trebuit sui. Ei, nu pășești, că ești nănișor. Te bagi acolo lec țică și bum, am pus leac de șampuni, să faci leac de valuri, că totuși am auzit marea pe internet are spumă. Tu-tu-tu-tu-tu. Hai, Lucași. E ca pici. Dar e rece. Dar nu spune tu că ți-ai caldă, nu spune tu că ți-ai nădușală, că tu vrei să te scalzi. Dar și vrei ce să-ți fac, să-ți fac tiptelnicul aici, să cheltui jroninul. E mai ce sui, mai ți-am zis ca să încalzați, că să-i fățim într-o Lucași ca și la motor de căldură. Hai, dedenia, nu mă nerva și zdrebi! Da, da, crăcesc. Cum ești să rășești? Cine rășește vara, băi, Mișă, băi? Cine rășește vara, băi? Hai și sui! Hai! A să-ți placă! Ce? Și socru ai tu! Bun! Ce? Vrei să-ți? Hai să-i mai rebec, că-mi rebec să... Hai, lea, ca să vieri, stătă normal și, mă rog, și... Dori! Lasă-mă ilustră gala de Dori și Dori și vrei și strâmbă Dori și... Și... Hai! Să mă ajute, măcar. Lasă-ți ajute, lasă-ți poate să ajute. Oa! Era cu reu? Ia că vezi? Bătale, nu ești sănătos. Nu știu, auzi, stai leac, auzi, dar știi ce am văzut? Am văzut așa, auzi, Mihăiță, am văzut aici care chipurile, știi, când merg cu motocicla de apă, au de asta un stănuț de isa, știi, ca să nu se neșe. Dar eu stănuț de ceala n-am găsit, dar cam ușă-ți dau ceva. Ia că așa, tăi să nu-ți corățușca aici. Nu, tată, nu, nu, nu. Ține, băie, cu acela asta aici. Ce-ți fac cu asta? Cum să faci, dăm dacă să nu te neșe, să nu te dăm de apă și cu tine, dacă eu ți-am zis că asta. Doar când înnoți la basen te duci curățușcă, ce pui în coadă, n-am găsit nici cameră de motocicl, nici gunoți curață. Am văzut, hai și dai să-i dau, ne pornim în sat, dai să-i dau. Eu nu vreau să mă implic în business-ul matale. Ei, tu-ți... Da, gata, tată, eu nu mai vreau să mă implic în business-urile astea matale, să te vadă tot satul. Tot faci pentru gura lumii. Nu ești sănătos la cap, eu nu mă vreau să mă mai bag în toate astea. Râți! Și unde vrei să te duci cu așa idee? Păi, la Italia... Departe nu o să ajungi, câteodată stai... Stau și mă gândesc, parcă ești în mintea copiilor. Nu chiar... Cum să ajungi la... Și mă bagi și pe mine în asta. Dar ce-ți gândește Dori când se uită la mine, ea, că îmblu cu rața... E ce-ți gândește? Îți gândește că poate nu a făcut alegerea corectă? Eu cred că... Și-ai, e călcat ceva suși. Uite și mă gândesc, auzi, hai, poate la noi moldoveni n-ați înțeleg așa bine, dar poate, auzi, poate străinătate, poate leacă acolo, vreau să fac și eu un leu și ca să mă duc încolo să facem. Care străinătate, tată, mă tale n-ai și căuta, ce să faci acolo, nici documente n-ai. Și pe motociclă? Cum n-ai, dar pe șam? Documente ca să mergi în străinătate, n-ai. E ce documente trebuie? O să ne ducem într-o zi și o să... Și documente, stai leac, duci documente, eu am tot documente, le-am și am văzut acolo. Să nu-i aici. Cum o să rămân singur? Dar și unde o să vă duc tăți? Cum o să rămân singur? Și ceva nu știu eu, și cum adică o să rămân singur? Și asta? Documente trebuie ca să pleci peste hotare. Și documente? Nu ai documente. Cum n-am documente? Și eu am zis, am văzut la televizor aia. Deci ăla, auzi, Green Pass. Am pas. La mine am mitrica verde. Unde? Să le curșe. Curca. A, câce. Hai fugi încolo.
Uite, 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 scurci să te-am deținut dacă tu ești agresiv. Uite, ia, Green Pass. Ce e asta? Cum și... Documente, da, pământ că acolo la european arată că Green Pass, pistă, trebuie să răs, trebuie să spui. Ce fel de Green Pass asta cu mitrica asta sovietică, nu te duci nicăieri acum? Și iată, știi, iată, uneori îmi pun întrebarea, iată, ce se gândește lumea despre noi? Iată, despre matale în special, atât care, de... Care, iată lumea care ne privește, toți care ne privesc de acasă. Și ești atât de ridicol că nici nu poți transmite asta. Și toate experimentele astea, ce cauți? Și sunt la noi, când îi privești de acasă eu. Iată, despre asta și-ți vorbeam. Și dacă vrei să mergi undeva, iată, matale măcar cetățenie română să o redobândești. Și deja o să fie un pas înainte. Dar păi și are dobândie, mă duc și sau... Da, dar păi iată, de exemplu, pe etape, redobândești cetățenie, după care o să poți să-ți faci și alte documente. Și nu o să stai doar aici în ogradă și să te gândești la ce, cum o să te vadă vecinii sau... Înțelegi? Auzi, dar vreau să întreb, dar cum crezi? Colarea la motoțică influențează? Dacă, de exemplu, să am vreo... Știi ce, tată, rămâi singur, te descurci, matalele știi pe toate, eu mi-am luat sunetul, am plecat. Știi că m-ai supărat astăzi, chiar. Și te rog, hai gata cu experimentele, că eu nu mai vreau să particip la experimentele matale. Mișou, vrei să mânca din spate la gelic, socop? Da, uleacă, și am impresia că... știu de ce s-a supărat. Am uitat să scot grebla din călească și îmi parcă... de toți. Bă, dați ala, dragi patlajele, de-am gata să gura să vin și să vă văd că designer s-a dus, s-a spărat. Ei, și eu ziceți voi că... Dar pur și simplu nici el nu... Da, uleacă, eu așa pregărcil să fii... Uleacă, da. Și pe tine te țineam anume el să te mănânci. Totuși eu ți-l adăs la el. Și de făcut, și de făcut. O, și asta și dă de mâine așa parcă scotul covarle. Ce să mutați cu măsuf la șaf și să leac? Bună ziua! Bună ziua! Și eu vreau să redobândesc prietenia. De asta am venit. Noi vă putem vă ajuta să redobândiți cetățenia română prin intermediul nostru. Nu, cetățenia ca cetățenie. Eu prietenia, cum am să cu generile. Eu asta vreau să redobândesc. Vă am cu fădii, s-o sfărat, ieși, s-o probleme cu șmeș, cu fata și... Da, vă ajutăm să redobândiți cetățenia, Să tăți cu cetățenia unii europeni, cu asta. Și eu vă gândesc cu asta leacă, dar eu tot așa, doar cu cetățenia română, dar eu tot amânam și ce am zis că nu trebuie, că trebuie să-mi cu documente cu asta. Și eu cam am nepregătit, zic că ai venit și momentul, ce să amână atâta, toată lumea, dar vreau și eu, mai zic că am tot. Da, aveți careva activ cu asta? Careva am tăti, să așa, în șelofan, că ploile astea, ia că țineți aici așa. Uitați, acolo alegeți de-am și informația. Am pare că numai înălțimea, nu scrie și kilogramele, dar este așa tătăi. Numele, familia, unde m-a născut, tăt, este. Da, domn Valeriu, însă un singur act nu este destul. Deci acesta este certificatul noastră de acte, certificatul noastră de naștere, dar mai este un set de acte care trebuie strâns pentru a depune dosarul. Și problem, care trebuie de adus, le aducem, dar și mai aducem. Acolo am de la casă, dacă trebuie la primărie, câți gospodari, dacă trebuie stat de școală, și drept n-al găsesc, dar dacă trebuie, îl găsim. Băi, cum mult eu pot să duc? Am venit cu colegii tot, dacă trebuie, să. Da, însă uitați, este o altă procedură și este o altă set de acte care poți să-l prezint. Aici este lista? Da, acesta este lista de acte care este necesară pentru a depune cerere de redobândire a cetății. Am înțeles, eu am înțeles, deci bun. Bun, clar. Deci, aici vedeți că nu este pentru acte, pentru case. Am înțeles, eu am întrebat. Am și întrebat, dar vreo reducere ceva, dacă tot întreb, dacă eu, mă rog, eu întreb. Eu îmi place, da, că mă calapiață, dar...
dacă patajele sunt 20, poate cu 16. Îmi trebuie. Da, sigur. Dacă sunt mai multe acte care noi le colectăm și inclusiv facem modificări în certificat de tipul nou, oferim 10% reducere. Uh-huh. Înțeles. Dar dumneavoastră dacă... și inclusiv acelea 10% poate să le folosească familia dumneavoastră sau adică dacă prietenii. Eu, dacă vine ceva din partea mea, tot reduce. Da, sigur că. Adică dacă vine ceva de la Valeria, reduce. Da, la mine, spune, da. Vin de la domnul Valeriu și facem 10% reducere. 10%, da. Dar poate să vină și eu pot să spun cum la mine și eu să iau acelea 10%. Ei, noi de-am asta, de-am stabilit scheme. Bun, mulțumesc. S-am chitar, am notat atât și Ismail 61. Aici, am înțeles. Bun, mulțumesc. Așteptăm cu actele. Asta al eu, al mai eu, că eu mai trebuie și la lombard cu dânsul. Bun, mulțumesc. Am înțeles, la ardere. La ardere, la ardere. Așteptăm. Ce scuz, da, conținerul suflet, într-adevăr tare, că mă, e ca ureche. Nu, serios, vă spun, eu m-am pus, mă întorc, voi vă râdeți, dar ca, nu, îmi cer scuz, dar vă spun, nu stați, voi sunteți tineri, ați des la bătrâneță ca să... La ardere. La ardere. Hai, Valeriu, îți calți, nu-ți rău încălțat. Zici, sunt dăpșit, dar eu parcă întâi aici este la fica lui Signora, bine? La cine? Fica lui Signora. Da, asta e casa ei. Eu stau cu fica lui Signora. Păi, ți-o dau și una. Păi, e dus în vacanță, dar eu la mine pus eu, așa că hai, este aici. Vin încă. Aha. Bă. Ți-a mâncat? Mai întrei.